Bună și bine ați venit! Dacă în clipul de favorite eram o movă toată, cum a zis Sabina, te pup Sabina, astăzi sunt o roză toată. Am primit cutiuța misterioasă de la Pink Panda. E misterioasă pentru că nu știu cu exactitate ce conține. Produsele sunt surpriză. Astăzi mi-am pus bijuteriile de aur sau aurii. Am cerceii mei preferați, sunt cerceii mei preferați din ultimii 15 ani. Îi port destul de rar pentru că au tot suferit diverse accidente și mi-e frică să nu le pierd pietricelele, așa că vreau să-i păstrez pentru cât mai mult timp, așa întregi. Să vă arăt și ceasul. Mi-am pus ceasul fosil. Știți că de obicei nu mă despart de ceasul meu deștept. Am un Samsung Galaxy Smartwatch care mă ajută foarte mult în ceea ce privește urmărirea pașilor, a pulsului, a activităților sportive. Îl pot folosi și ca conectat la telefon prin Bluetooth și vi l-am prezentat eu într-un clip anterior. Astăzi am hotărât să-mi port fosila. Am acolo cutiuța, eu am primit acest set de la Fosil. Foarte drăguțe bijuteriile astea, le-am primit de la Eva, mi le-a adus când s-a întors din state. Și l-am purtat incredibil de puțin, tocmai pentru că de obicei îmi folosesc ceasul care monitorizează chestiile despre care vă spuneam. Brățările acestea mi se par dificil de prins, dar vă arăt evident un hack, astfel încât să vă fie mai ușor, un hack pe care eu îl folosesc de altfel. Pe buze port acest ruj de la Makeup Revolution. Este un mov, dar na, mov roz, acum ce să facem? Așa arată el, este destul de folosit, are o persistență medie, dar o hidratare excelentă. Iar pe unghii port această ojă de la Flormar. Love is Blushing. Asta e nuanța de la Flormar, nuanța fece 12, Love is Blushing. Și da, m-am asortat un pic cu cutiuța, ce ziceți, nu? Puțin contrast trebuie și cu rochițica mea de la Debenhams, este cumpărată acum mulți ani. Din păcate, magazinul Debenhams din Molditan s-a închis de mult timp și, mă rog, o să trec peste suferința asta. Dar haideți să vedem ce avem în cutiuță, în pachetel, în ce este aici. Nu l-am desfăcut. E venit de câteva zile. Dar am zis să rezist. O să vă las un link către site-ul celor de la Pink Panda. Pink Panda, nu știu ce, am crezut că am zis Makeup Revolution. Separat de cutiuță mi-am cumpărat acest produs. Este de la Essence Nail Art Express Dry Drops. Sunt picături pentru uscarea rapidă a ojei și sper să fie eficiente, pentru că îmi stric foarte repede unghiile în tot felul de cutii, cutiuțe și alte alea. O să vedeți că până la sfârșitul unboxing-ului unghiile mele vor fi distruse, evident, dar și de aceea trebuie să mi le dau cu lac din nou și din nou și din nou destul de des. Scuze că foșnesc, ar fi trebuit... mă rog, e surpriza asta de a le desfacem împreună, că altfel de ce i-ar mai zice unboxing dacă cutia ar fi deja dezboxată? Wow, schimbat ambalajul cutiei față de cutiile anterioare. Ia, și ce fundă drăguță am, wow. Da, mi like-i. Draga de tine, măi, hai să vedem. Deci, de ce le-ar mai zice unboxing-uri dacă nu ar fi făcute în direct? Evident, oja mea a rămas și pe această minunată cutie. Da, asta e. Zboară chestii roz pe aici. Avem niște chestiuci. Mă așteptam să fie mai plină. Ce chestie drăguță și micuță și asta. Cred că nu am eu suficient loc să... vreți să știți și voi ce e aici? Sau pot să sneak peek singură și
Vă las așa, cu curiozitatea. Ce-ar fi să vă zic? Bine, și pentru unboxing-ul și prezentarea produselor, vă invit să dați subscribe și follow, mă rog, clopoțel la acest canal, că voi posta clipul peste 5 zile și să vă las așa. Dar nu voi face asta, vă invit totuși să dați subscribe și clopoțel și de-astea, dar vă voi prezenta produsele. Aici avem Clay Face Mask de la Seventh Heaven, infused with cannabis. Da, bine, stativa, cannabis stativa, această plantă verde este foarte folosită și o întâlnesc foarte des în ultima vreme în tot felul de produse cosmetice. Aceasta este o mască pentru detoxifiere și recuperarea tenurilor cu probleme. Abia aștept să o folosesc. Este, scrie free for parabens, încă niște chestii și încă niște chestii și microplastic și silicon. Yay! Apoi, aici cred că avem niște pensulici. Haideți să pun cutia minunată cumva, frumușel. Nu știu dacă aici scrie Docolor, numărul 406. Și stupoare. Stupoare, sunt niște pensule, sunt verzi. Ghiciți cine se va bucura pentru aceste pensule. Ce colorate sunt pensulicile vieții. Deci cineva cu siguranță se va bucura pentru aceste pensule. Mai departe, avem aici de la We Are Kind Natures, the brand with a big heart. Nourishing Foot Milk Soak. Și coconut and chia, miroase foarte bine, eu l-am folosit de câteva ori, eu de obicei, sincer, nu prea am o singură cremă, îmi dau seara cu cremă pe picioare și îmi dau cu cea de mâini și pe picioare, că e mai eficient din punct de vedere al spațiului de lângă, a noptierei de lângă pat. Aici avem Hydra Mist Instant Cooling Spray, numai bun pentru vară. Ideal pentru zile fierbinți, nopți umede și sport. Suitable for sensitive skin, deci este pentru piele sensibilă, hidratează, împrospătează, pentru față și pentru corp, pentru adulți și pentru copii. Ia să vedem, nu o să-mi dau pe față că nu cred că rezistă la machiaj. Nu are miros. Deci pentru cele care preferă produsele fără parfumanți, are un miros foarte, foarte discret, insesizabil. Deci pentru cele care preferă produsele fără parfum. Am scos produsele ca să nu stau să caut acolo în fundul cutiei. Avem un rimel, o mascara de la Weibo și scrie Drama Volume. Nu îl voi desface acum pentru că am vreo 4 rimeluri la baie desfăcute și vreau să le termin. Bineînțeles că am aruncat minunile alea, stai să vedeți ce fac eu. Deci le-am aruncat și acum calc pe ele, da? Ia, stai să vedeți. Este de destresare chestia asta, bineînțeles că se... Hai că ne jucăm împreună. Deci dacă n-ați văzut așa unboxing cu bule sparte, vă destresez eu. Deci, îmi place foarte mult ambalajul, sper să fie mișto. Apoi, altă chestie shiny de la I Love Revolution. Mai am un tuș, mai am două tușuri, unul negru, la fel, unicorn și unul turcoaz. Și o să vă inserez pe aici niște poze, pe acelea mi le-am comandat separat și dacă mi-aș fi luat și ochelarii, ce bine ar fi fost. O să-l desfac, că sunt prea curioasă, dar sigur asta e nuanța, această clipiciune argintie. Și bineînțeles, acum e partea aia în care eu îmi stricam unghiile și acum e o parte în care chestiile astea nu voiau să mă părăsească. Go, go, go away! M-am electrizat. Gata, am reușit. Deci, haideți să îl desfacem împreună, acest unicorn. Argintiu. Asta e de aia de hipnotizare.
Poate vă hipnotizez acum să nu adormiți, că vreau să fiți atenți în continuare la videoclipul meu. Nice! Hai să facem un mix swatch. Nu prea reușesc. Nu reușesc deloc. Ăsta o fi de la care, da, e pentru club. Ăsta cred că e de la pentru club, care e, îl vedeți, e destul de discret. Cum să fac? Să avem puțin focus. Focus, focus. Da, foarte drăguț. Nu este argintiu, este ușor sidefat, fluorescent, probabil. Mamă, foarte interesant, deci foarte interesant. Drăguț. Apoi, tot de la Revolution, Make Up Revolution London. Acesta cred că este un ruj. Mi-ar fi plăcut să avem și nuanțele, dar ne descurcăm cu ce am primit. Ia să ne mai stricăm un pic unghiile, că tot o să le șterg imediat după despre ce vorbim noi aici. Da, vorbim despre faptul că am găsit partea asta de unde ar trebui să o desfac, dar tot nu reușesc. Hai, please, 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 pretty please. Ce provocări pe capul meu. Nici nu știu cum mai rezist. Nu o să-mi placă rul. Deci ăsta era și nu voia... Fiți atent ce-mi face, nu vreau să se desprindă. Dar acum am reușit. Tărăm! Wow, ăsta e foarte mișto. Îmi plac rujurile astea care au și... Ăsta n-are. Am crezut că are și partea de jos pentru... Sau poate are și nu reușesc eu să-l desfac. Cred că e doar culoarea. Așa arată rujul. Uai, cât e de drăguț! Ăsta nu, ăstuia nu o să-i fac swatch pentru că eu mai am unul aproape la fel, așa că acesta nu îl voi păstra, dar îmi place mult, mult, mult de tot. Mai departe, asta e chestia aia pe care am văzut-o încă de la început, tot de la Weibo, cred că așa se citește, base, eyeshadow base. Avem o cutiuță micuță, care așa de mică cum este, o să-mi strice și ea un pic din lacul de pe unghii, evident, și am reușit și să o rup. Altă provocare pe capul meu, să desfac cutiuțele. Așa arată eyeshadow base. Foarte drăguț ambalajul, îmi place că este mic, e numai bun de plecat în vacanță, de pus în bagaj, ca să zic așa, și... Așa arată conținutul. Eu nu prea folosesc bază de machiaj. De obicei, concealerul este baza mea de machiaj. Dar mă gândesc să încerc. Toate au un început. Și ultimele două produse, acesta care se asortează cu ceasul, cu brățara și cu cerceii și cu cutia. Ce drăguț suntem noi așa. Ia, fiți atenți. Da, avem matching. Wow, este un iluminator. Highlighter Reloaded Golden Lights. Wow, cât e de drăguț ăsta! Să vedeți ce o să bălească Eva la el și o să zică, dar vreau eu! Așa. Ceea ce s-ar putea să se și întâmple. De ce trebuia să aibă și ăsta niște lipici care nu se desprinde? Nu puteai, trădătorule, nu puteai să te desfaci pur și simplu. Avem aici niște scoci transparent pe care oricum e greu să-l vezi, e greu să-l pipăi. Deci nu știu ce mă mai fac eu după acest unboxing, o să fiu răvășită. Gata, gata. Deci așa și așa. Uai. Deci ăsta este genial. Jesus, cât e de mișto. Uai. Sper să fie și destul de pigmentat. O să revin în zilele ce urmează cu impresii după folosire, că pe ăsta nu mă pot abține să nu îl folosesc. S-a mai spart o bulă. Și ultimul, dar nu cel din urmă, ultimul produs, dar nu cel din urmă, Shadow Palette, e din gama Friends. Știți că cei de la Make Up Revolution, de la Pink Panda, au niște cutii dedicate... lansării unor noi episoade din filmul Friends. Ăsta este Ross. Deci lui Ross i-au dedicat această paletuță de farduri cu 9 nuanțe. Asta este canapeaua lor din Friends, se pare. Și cred că sunt aceste nuanțe nude din colțișor. Din nou, niște scoci, niște unghii stricate.
dar să nu mă mai plâng cu zâmbetul pe... Cu zâmbetul pe buze tăiem cu o foarfecă, nu? E mai simplu așa. Cred că ar fi trebuit să îmi aduc și un cutter, dar nu m-am orientat bine. Nu tăiem cu nicio foarfecă, pentru că chestia asta este mult prea... Am reușit. Deci am reușit. Este mult, mult, mult prea rezistentă. Și... Hai, please! Hai. Are același desenuț și pe paletă. Oh, uite, Milana, prietena mea Milana este fan al acestui serial și ăsta e oare un autograf, ar fi acesta, pentru că pare scris de mână și cu o mâzgăliciune în colț. Să sperăm că da, deci am un autograf de la Ross. Shadow Palette, palette așa, cu o oglinduță și cu, într-adevăr, nuanțele acestea nude. Ar trebui să îi desprind minunea asta, care evident este prilipită cu alte bucăți de scotch. Scotchul este viața mea și moartea lacului de omegat. Am reușit. Da, deci este ceva de groază cu aceste minuni, dar trebuia să vedeți aceste minunate culori. Nu voi face un swatch pentru că cel mai probabil nu voi păstra această paletă. Și avem nuanțele mai sandwich, leather pants. Oh, sandwich-ul meu, pantalonii mei de piele, break, adică pauză, white teeth, dinosaur, fossil. Ei, uite că n-am purtat ceasul fossil degeaba. Juice box, keyboard, Yunagi. Probabil toate chestiile astea sunt, au o semnificație în serial. Vă spuneam că nu voi folosi această paletă eu pentru că am una oarecum similară cu nuanțe foarte asemănătoare de la Clinique pe care o am, o folosesc și mă înțeleg foarte bine cu ea și atunci nu cred că ar fi cazul să încep o altă paletă cu aceleași nuanțe. Cam asta este tot. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă mulțumesc că sunteți aici. Dacă nu sunteți abonați la canalul meu, vă invit să o faceți acum și m-aș bucura foarte mult să mă urmăriți și pe Instagram. Contul meu acolo este foryourface.ro și vă aștept din nou cu mare drag. Să aveți zile frumoase și să ne revedem cu bine. La revedere! Making up. Aceasta este cutia, acestea sunt produsele și aceasta este asistenta mea care își servește micul dejun aici pe pervaz, în timp ce eu filmez.